Iubiți frați și surori, vă invit să ne închinăm înaintea Domnului prin cântarea de la numărul 30. Cu această cântare vom începe închinarea noastră din această seară. Cânta voi Domnului meu laudă cu bucurie, ca mea viață El mi-a dat și s-a îndurat de mine. Doamne Tatăl nostru, Dumnezeul nostru sfânt care locuiește în ceruri, binecuvântat să fie numele Tău. Amin. Doamne, am venit să-ți cântăm ție. Am venit să-ți cântăm pentru marea îndurare, marea bunătate, arătată față de viețile noastre și arătată față de lumea întreagă. Doamne, dacă David a dorit să te laude pe tine, să cânte spre slava ta în orice vreme, Doamne, ajută-ne și pe noi la lucrul acesta. Ne închinăm înaintea ta în numele Domnului Iisus și dorim să-ți mulțumim și pentru acest moment din viața noastră, când ne-am adunat înaintea ta și când vrem să ne închinăm înaintea ta. Mulțumim pentru săptămâna cu care ne-ai binecuvântat, mulțumim că și în săptămâna aceasta ai rămas credincios, ai rămas lângă noi și ai binecuvântat lucrarea mâinilor noastre. Mulțumim că ne-ai păzit de orice rău și mulțumim pentru tot ceea ce ai îngăduit în viața noastră. Te rugăm frumos pentru orice greșeală și pentru orice păcat, iartă-ne pe fiecare. Prin Duhul Sfânt și în seara aceasta, Doamne, te rugăm să ne vorbești, te rugăm să ne apropii de Tine, te rugăm să lucrezi la formarea caracterului nostru.
Pentru cuvântul Tău te rugăm să ne dai o inimă deschisă. Doamne, binecuvântă biserica în întregime. Și pe cei mici, și pe cei mari, și pe cei tineri, și pe cei vârstnici. Doamne, și pe cei sănătoși, și pe cei bolnavi. Te rugăm pe toți, binecuvântă-ne și ajută-ne în umilință să rămânem la picioarele Tale. În numele Domnului Iisus te rugăm, primește-ne. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Îl lăudăm pe Domnul și prin cântarea de la numărul 49. Toate lucrurile bune se încep cu rugăciune, numai ea ne dă tărie să lucrăm cu bucurie, deci la bine și la rău, roagă-te lui Dumnezeu. Toate aș avea eu limbi o mie și mii de buze să cuvânt pe tonuri mii o armonie spre slava celui purul sfânt. I-aș mulțumi de ce a făcut cu mine Fiul cel pierdut. După care corul va lăuda pe Dumnezeu. Cânta voi ție, Doamne, imnuri, cât voi putea rosti cuvânt. Și jertfa bucuriei mele ți-aduc, cât voi fi pe pământ.
când buzele nor mai putea, suspinul meu te-a lăudat. Când te-a puținit, Doamne, inimului, te voi putea rosti cuvânt, și încerc acumului e vreme, ți-a lungi voi fi pe pământ. Și surori, e binecuvântat pentru viața noastră acest moment. Orice moment când stăm lângă Scriptura, orice moment când ne rugăm, orice moment când cântăm și orice moment când suntem adunați înaintea Domnului, este ceva special, ceva binecuvântat pentru sufletele noastre. Anticipăm momentul când vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Sperăm și ne pregătim pentru aceasta. Domnul să ne ajute. Amin. Și fie și momentul din seara aceasta, un moment în care să ne pregătim mai mult pentru întâlnirea în cer cu Domnul nostru. Amin. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru momentul de rugăciune. Aș vrea să citim un singur verset. Versetul este scris în Evanghelia după Ioan, în primul capitol, și este vorba de binecunoscutul verset 29. Evanghelia după Ioan, primul capitol, versetul 29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată
mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Pentru că duminică, prin voia lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu ne va ajuta să ajungem ziua de duminică și să fim aici, vom avea părtășia de la masa Domnului. În ideea aceasta am simțit îndemnul pentru această seară ca să avem în fața noastră acest cuvânt din versetul 29. Este ceva extraordinar ca noi. Noi cei răi, răzvrătiți, păcătoși, să fim primiți în familia lui Dumnezeu și să fim părtași la masa Lui. Pavel în Efeseni ne spune că noi nu mai suntem musafiri, nu suntem vizitatori, ci suntem împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Amin. Ne uităm la acest verset și aș vrea să vedem în versetul acesta două veniri ale Domnului Iisus. Două veniri. Ne spune cuvântul că Ioan l-a văzut pe Domnul Iisus venind la el, o venire, dar când zice Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, aici e vorba de o altă venire a Domnului Iisus. Și atunci, în seara aceasta, ne gândim la cele două veniri ale Domnului Iisus. O venire pentru om, pentru mine, pentru tine, pentru fiecare, pentru fiecare om, și o venire la om. A venit la tine, a venit la mine și nu-i o singură venire a Domnului Iisus la noi, ci se repetă mereu, deși e prezent, sunt acele momente de o altă intensitate în care simțim că Domnul a venit la noi. Venirea pentru om. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dacă vă uitați la verset, la cuvântul care, sunt două steluțe. Steluțele acestea fac trimitere la niște versete din Biblie. Am citit toate versetele la care face referire, trimitere, acest cuvânt și vreau să vă prezint doar concluziile, ideile pe care ni le sugerează toate celelalte versete vis-a-vis de venirea Domnului Iisus pentru om în lumea noastră. Ideile, deci, prezentate în legătură cu faptul acesta de a ridica, de a sălta păcatul omenirii, le voi prezenta în felul următor. Fac o precizare la început. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci e vorba de fiecare om. Nimeni nu este exceptat. Păcatul fiecărui om la Golgota, când Domnul Iisus a murit, a fost ispășit, ridicat de Domnul Iisus. Ce idei în legătură cu acest fapt ne dau versetele de care v-am amintit înainte? Ne dă ideea de jertfirea Domnului Iisus. Iată mielul. Mielul era pentru jertfă în religia Vechiului Testament. Deci ne dă ideea de jertfire a Domnului Iisus, El a venit să se jertfească pentru noi. Apoi,
Versetele acestea ne dau ideea de conformitate cu Scripturile. 1 Corinteni 15:3. Domnul Iisus a murit după Scripturi, adică în conformitate cu prezicerile din Scripturi. Și atunci învățătura pentru noi, putem zidi pe Scripturi, pot să-mi zidesc viața personală, viața de familie, viața în relații, viața în scopuri, în speranțe, pe Scriptura, pe Cuvântul lui Dumnezeu? Sigur că da, pentru că El se împlinește, slăvit să fie Domnul. Apoi, versetele acestea ne dau ideea de transfer a păcatelor. 1 Petru 2:24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Dragii mei, de ce să le ținem pe noi? De ce să nu le transferăm? Prin pocăință. Pocăindu-ne înaintea Domnului, mărturisind păcatul să îl transferăm pe El în jertfa Lui. Domnul să ne ajute. Amin. Apoi ne dă ideea de ispășire. 1 Ioan 2:2, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. O altă idee din versete este ideea de unicitate. 1 Petru 3:18, Hristos a suferit o dată pentru păcate. O dată, ideea de unicitate. Hristos nu mai vine a doua oară să mai moară încă o dată, nu vine judecata. Deci ideea de unicitate. O altă idee este ideea de luare a păcatului. 1 Ioan 3:5, El s-a arătat ca să ia păcatele. După aceea, ideea de smulgere. Galateni 1:4, El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest viac rău. Venind înaintea Domnului, stând în lumina Domnului și în seara aceasta, să ne întrebăm, oare în această seară n-ar vrea Domnul să smulgă un rău din viața mea, un gând rău, poate invidie, poate răutate, poate altceva? Deci El s-a dat ca să ne smulgă din acest viac rău. Avem apoi ideea de spălare, Apocalipsa 1:5, ne-a spălat de păcatele noastre. Și avem ultima idee în aceste versete, totul s-a făcut după voia Lui, datorită dragostei Lui. Dragi surori, această voie, ce ziceți, a fost bună? A fost bună. Cea mai bună voie. Iubim voia Lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne! Dragi surori, câteodată, poate în unele lucruri, nu cam ne place voia lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun, îi bună, îi bună, slăvit să fie Domnul. Și tot ceea ce a pus în mișcare mecanismul acesta al ispășirii păcatului, al luării păcatului, a fost dragostea lui Dumnezeu. Frați și surori, să primim dragostea lui Dumnezeu, să trăim dragostea lui Dumnezeu, să manifestăm dragostea lui Dumnezeu și să fim mulțumitori pentru dragostea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Cealaltă venire, venire la om. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el. Deci venire pentru om, ca să rezolve problema, venire la om. Ioan era robul Domnului Iisus. Învățătura, Domnul Iisus vine la robii săi. Dacă ești robul Lui, El vine la tine, nu te lasă. Ioan era în lucrare, în slujbă.
Și Domnul Iisus vine la el. Dacă îl slujești pe Domnul și ești robul lui, el vine la tine ca să-ți dea putere, să-ți dea ajutor. Ioan a ajuns și la închisoare. A venit Domnul Iisus la el și acolo? A venit într-o altă manieră, nu fizic. A venit delegația. Tu ești acela? Și Domnul Iisus le spune un cuvânt și cu acel cuvânt îl încurajează pe Ioan și vine la Ioan. Dacă ești robul lui Dumnezeu și ești persecutat, ai probleme. Domnul Iisus vine la tine, el vine la robii lui, slăvit să fie Domnul. În cazul lui David, când robul Domnului a păcătuit, a venit Natan, dar a venit Domnul la David ca să se pocăiască și s-a pocăit. Frați și surori, când păcătuim, Domnul vine la noi ca să ne descopere păcatul și ca să ne ajute să ne pocăim. Și Domnul să ne dea putere în privința aceasta. Amin. Dacă ne uităm la Matei 25, cu judecata finală, am fost gol, m-ați îmbrăcat, așa prin nevoiaș, Domnul vine la noi. Este cântarea la numărul 404, în versetul 2, spune așa frumos: nu uita că în pragul tău chiar Domnul a venit prin cei săraci și goi, cât ar vrea să îți alunge somnul și să ajuți pe cei ce-s în nevoi. Venirea la om, am văzut, el vine la robul lui, dar el vine la om pentru și pentru mântuire. Am luat direct, să zic, n-am inversat lucrurile, ci am lăsat așa cum e scris în Scriptură, dar întâi Domnul vine la om pentru mântuire. A venit și vine și la dușmani, cum a fost Saul din Tars. A venit la miile de oameni de la Rusalii, când a predicat Evanghelia Petru, plin de Duhul lui Dumnezeu, a venit și a venit și a venit la noi și vine la noi, slăvit să fie numele Domnului. În seara aceasta, frați și surori, să mulțumim Domnului Iisus pentru jertfa Lui, să-i mulțumim că a venit pentru noi și să rugăm, Doamne Iisuse, vino și la copiii mei nemântuiți. Doamne, vino la frații mei, fratele meu, sora mea, vino la nepotul, nepoata, prietenul meu, colegul meu, vecinul meu, Doamne, vino și la ei și le adu mântuirea. Și fie ca Domnul să ne inspire și Domnul să ne asculte rugăciunile. Amin. Amin. Aș vrea să ne ridicăm și din sală aș vrea să ne rugăm cu patru frați și cu patru surori în ideea aceasta, mulțumim lui Dumnezeu și să rugăm să vină la cei nemântuiți de lângă noi și să-i mântuiască. Ne rugăm. Și binecuvântat să fie numele Tău, Tată Ceresc. Îți mulțumim pentru mielul Domnul Iisus Hristos care a venit pe pământ, s-a jertfit. Mulțumim, Doamne, că ne-ai cuprins și ne-ai chemat și pe noi și ne-ai dăruit mântuirea. Mulțumim. Iartă, Doamne, tot ce n-a fost după voia Ta în viața Amin. Noastră. Și ajută-ne, Doamne, sub călăuzirea Duhului Tău să putem să ne înaintăm. Te rog, Doamne, și pentru aceia care au crescut la casa Ta, au auzit cuvântul Tău și n-au făcut legământ cu Tine. Ia-mă-i, Doamne, ia-mă-i pe ei, pe toți nepoții noștri și neamurile noastre. Slăviți și binecuvântați să fii de acum și până în veci. Amin. Amin. Mulțumesc, Tată din Cer, că nu mai o colic și a venit și la mine și ne-a ridicat. Te rog, Tată din Cer, să vină toți ai mei și ai mei. Amin, amin. Care n-au făcut legământul. Da, te rog, nu te-au primit. Te rog, Tată din Cer, și pentru cei care s-au lăsat
de cuvântul Tău. Amin. Amin. Urmărește-i cu cuvântul Tău. Amin. Și cu voia Ta. Amin. Și fă-i ca să se împartă la Tine. Amin. 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 Îți mulțumesc că vine cu Dumnezeu în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumesc și eu că într-o lume căzută în păcat, L-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să ridice acest păcat. Mulțumim. Mulțumesc că noi am găsit dragoste, și am venit și noi la Tine și ne-ai primit, Doamne. Te rugăm pentru acele suflete care vor veni în continuare la Tine cu păcatele lor. Te rugăm să-i primești, Doamne. Amin. Și mântuirea Ta să fie revărsată peste acest pământ, amin, care este atât de păcătos. Amin. Mulțumim că prin Duhul Tău cel Sfânt de face această lucrare, pentru că Tu iubești pe toți oamenii. Amin. Amin. Te slăvim, Tatăl nostru din cerul, pentru Domnul Iisus care a părăsit gloria cerului, a venit jos aici pe pământ să ne caute și să ne mântuiască. Mulțumim că în El avem nădejdea vieții veșnice. Mulțumim că în Domnul Iisus suntem și moștenitori a împărăției Tale. Doamne, ne rugăm pentru aceia care vor păși pragul casei Tale în continuare, să Te descoperi și lor. Amin. Vrem ca și în seara aceasta, prin cuvântul Tău, Doamne, să îmbucuri inimile noastre, amin, să ne mărești credința noastră, amin, pentru că de atâtea ori sunt multe greutăți, multe probleme, și dorim să rămânem în voia Ta. Ajută-ne, Te rugăm, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Tată scump, în numele scump și drag al Domnului Iisus, mulțumim frumos pentru seara aceasta. Mulțumim că datorită dragostei Tale suntem aici. Mulțumim pentru ziua în care ai venit, Doamne, la noi. Mulțumim. Și Te-am primit. Personal îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut în casa mea. Mulțumim. Îți mulțumesc că Te-ai îndurat de sufletul meu. Dar, Doamne, cum ai venit la mine? Te rog, ai milă de toți cei ce Te-au cunoscut cândva, dar Te-au părăsit. Printre ei este și băiatul meu, cel mare, Dorel. Doamne, Te rog frumos, cercetează până nu e prea târziu, Doamne, se întoarcă la Tine și pe toți copiii fraților, surorilor. Mulțumim frumos pentru seara aceasta. Mulțumim că ești o binecuvântare pentru sufletele noastre. Mulțumim, Doamne, pentru cuvânt, pentru slujitorii Tăi. Te rugăm frumos să-i binecuvintezi, să-i îmbraci în Tine, Doamne. Iar nouă fiecăruia, deschide-ne inima. Doamne, avem atâta nevoie de Tine. Binecuvântă casele noastre, Doamne, și lasă ca voia Ta cea bună și desăvârșită să locuiască în viețile noastre și fii binecuvântat. Amin. Amin. Doamne, Tată, mulțumim pentru Fiul Tău care a venit aici jos și a dat viața ca noi să avem viață. Mulțumim că suntem copiii Tăi răscumpărați. Dar, Doamne, Te rugăm să ai milă și îndurare de toți cei dragi ai noștri care îi rugăm toți la Tine. Doamne, Te rugăm pentru nepoții noștri, familiile noastre, cercetează-i, aspecte cu noastră, Doamne. Te rog și pentru copiii noastră de biserică. Vorbește-le, Doamne, în urmă prin cuvântul Tău. Te rugăm și pentru vecinii de aici, vecinii de acolo, de unde locuim. Te rog, cercetează-i, cercetează orașul nostru și țara întreagă, Doamne. Și ai îndurare de tot, pentru toate, mulțumim pentru cuvânt. Ajută-ne să răstignim și voia Ta să fie peste noi. Fii glorificat de acum și până în veci. Amin. Amin. Te slăvim, Mila lui Dumnezeu, și îți mulțumim că ai părăsit slava cerească și ai venit pe pământul acesta ca să mori pentru păcatele
și nelegiuirile a tuturor oamenilor. Mulțumim. Mulțumim pentru că dragostea ta ne-a iubit și pe noi suntem mai tăi și să aparținem ție. Mulțumim pentru că tu ai murit pentru toți oamenii, dar numai cea care crede în tine și în jertfa ta poți să aibă parte de mântuire și izbăvire. Te rog, îndură-te de această omenire, care stau așa de departe de tine. Te rog, Doamne, și pentru cei dragi ai noștri care stau nepăsători față de tine, să te înduri, Doamne, și să ai milă de noi. Te rog să ne întărești credința noastră, Doamne, și să ne ajuți ca să te iubim pe tine mai mult ca orice în lumea aceasta, să facem voia ta. Binecuvântează rugăciunile, binecuvântează slujitorii pe care de la tine. Și îți mulțumim în nume de dragostei tale că ne asculți. Amin. Amin. Să ne închinăm înaintea Domnului prin cântarea de la numărul 172. Dumnezeu Sfântul e mântuirea, El ne iubește pe noi, pe toți. De aceea zic iarăși, Dumnezeu Sfântul, El ne iubește pe noi, pe toți. Și versetul 5, după care corul va lăuda pe Dumnezeu, iar mai apoi sora Șchiopu va recita o poezie spre slava Domnului. Dragoste sfântă, mărire slavă, laudă ție în veci de veci. De aceea zic iarăși, Dumnezeu Sfântul, El ne iubește pe noi, pe toți. Dragoste sfântă, mărire slavă, laudă-ți ție în veci de veci. De aceea zic iarăși, Dumnezeu Sfântul, El ne iubește pe noi, pe toți.
Am căutat iubirea ca pe o cetate sfântă, ca un cer de cântec în lumea de dureri. Am dat năvală în viață la tot ce ochiul cântă și am întâlnit durerea, dar cerul nicăieri. Am căutat iubirea ca o patrie voioasă, ca pe un pământ etenic de pace trăienit, să spun odată clipei, rămâi, ești prea frumoasă, și-am străbătut pământul, dar pace ne-am găsit. Am căutat iubirea ca un cer al firii și-am vrut să ies în cale cu ramuri de finic, să sorb din cupa lumii nectarul fericirii și-am spart în țândă cupa, căci n-am găsit nimic. Am căutat zadarnic, dar într-o primăvară am întâlnit în cale deodată un drumeț. Pe umerii săi trudnici purta o grea povară, o sarcină de strențe și cioburi fără preț. Trecea pe o cărăruie, întâmpinind bajocuri, lăsând să-i rupă câinii din haină câte un fal. Urca pe colț de stâncă și în urma lui pe alocuri vedeai pe piatra rece sclipiri de sânge cald. Și totuși, în privire avea un cer de taină, cum n-am văzut în ochii nimănui. Și-am vrut să-i smulg povara, dar am căzut cu spaimă, căci mult mai grea ca plumbul era povara lui. M-am ridicat de grabă și l-am ajuns din urmă să aflu ce comoară în sarcina strâns. Și am simțit că viața ca pe un propăs se curmă când am privit spre drențe cu tremurat de plâns. Că se vedea în povară un clocot ca de cloacă, un clocotit de drojdii, un spumecat de scursuri, tot ce-i murdar în lumea asta întreagă vuia strivind curmazului făpturi. Dar unde duci, străine, povara ta ciudată, povara ta de o sândă sub care atât de mult te apleci? Am întrebat străinul și el mi-a spus în șoaptă, spre apele uitării, ca să le arunc pe veci. Dar tu, vorbi străinul, urcând încet privirea, dar tu pe cine cauți, înourat și crunt? Eu am șoptit în silă, eu caut iubirea. Iubirea, vă răspunsul străinului, eu sunt, adică Domnul Iisus. Amin. Amin. Într-adevăr, Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei și pentru că El ne iubește cu o iubire veșnică, avem toate motivele ca și de această dată să spunem binecuvântat și glorificat să fie Domnul nostru. Amin. Inimile noastre trebuie să fie pline de bucurie și de mulțumire sfântă pentru încă o ocazie pe care Domnul ne-o dă ca să fim aici, în casa lui Dumnezeu, în cel mai bun loc de pe pământ, pentru trupurile și sufletele noastre, ca în prezența lui Dumnezeu să fim cercetați, să fim înviorați, să fim crescuți în credință și poate cel mai important lucru, să fim pregătiți pentru întâlnirea cu Domnul nostru în slavă. Amin. Cu bucurie vă salutăm pe toți cei ce sunteți în casa lui Dumnezeu și fie ca Domnul să ne motiveze să fim aici, să strângem rândurile, să prețuim vremea de har pe care Domnul ne-o dă, să fructificăm sănătatea, să ne bucurăm de faptul că picioarele ne ajută să ajungem la casa lui Dumnezeu, chiar dacă poate mai șchiopătăm, chiar dacă poate mai rostim câte un vaiet, dar Domnul ne întărește să fim aici și să prețuim harul pe care Domnul ni-l dă, ca și în zilele acestea de sfârșit ale istoriei să auzim vestea bună a Evangheliei pentru sufletele noastre, cuvânt care se constituie în hrană și băutură pentru omul nostru lăuntric. De aceea, Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Amin. Vă reamintim că suntem aici, prin bunăvoința Domnului, duminica dimineața de la orele 10 la 12, duminica după masa de la orele 18 la 20
Și în fiecare vineri, seara de la orele 19 înainte. Duminică, prin ajutorul lui Dumnezeu, în cadrul serviciului divin al dimineții, am vrea să stăm la masă cu Domnul nostru Iisus Hristos în prima duminică a lunii septembrie, aducându-ne aminte de faptul că Domnul Iisus Hristos a plătit prețul pentru răscumpărarea noastră la Calvar, prin sângele vărsat pe cruce, și în felul acesta am fost mântuiți și transferați în împărăția dragostei lui Dumnezeu. Să privim în omul nostru lăuntric, nu la alții, ci la noi înșine, și în felul acesta, în fața Evangheliei și doar prin puterea curățitoare a sângelui Domnului Iisus Hristos, să ne învrednicim să stăm la masă cu Domnul Iisus Hristos. De fiecare dată, la sărbătoarea cinei Domnului, închinarea noastră prin dărnicia de bunăvoie este direcționată spre frații și semenii noștri care trec prin greutăți materiale. Domnul să ne pregătească pentru această frumoasă sărbătoare și să fie cu fiecare dintre noi. Amin. În săptămâna aceasta, fratele păstor Moise a participat la o conferință ce a avut loc la Sinaia. Ne rugăm lui Dumnezeu ca învățătura așezată în inimile celor care au fost acolo să aducă rod și să lucreze pentru slava și gloria lui Dumnezeu în viața tuturor participanților la această conferință. A Domnului să fie slava în veci de veci. Amin. Vă invit să ne ridicăm, să cântăm spre slava lui Dumnezeu cântarea de la numărul 437. În timpul acestei cântări ne închinăm lui Dumnezeu și cu dărnicia noastră de bunăvoie. Aici călători suntem, sus ne țara, acasă ne silim, sus ne țara. Deși calea e grea și ne apasă crucea, la cer ne duce ea, sus ne țara. Aici călători suntem, sus ne țara. Citim cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, așa cum îl găsim scris în Psalmul 8. Citim în întregime acest psalm de la versetul 1 la versetul 9. După citirea cuvântului sfânt prin fratele Voichescu, venim înaintea Domnului, mulțumindu-i pentru dărnicia noastră de bunăvoie, mulțumindu-i pentru cuvântul pe care Domnul îl are pregătit pentru noi, rugându-ne fiecare în inimile noastre ca El să ne dea inimi
și minți deschise în fața adevărurilor lui Dumnezeu, ca să le primim cu toată bucuria. După rugăciune ne așezăm și corul va lăuda din nou pe Domnul. Psalmul 8, de la versetul 1 la versetul 9. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, Ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astupi gura vrășmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-Ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să Te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-Ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și L-Ai încununat cu slavă și cu cinste. I-Ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-Ai pus sub picioarele Lui. Oile și boii la olaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Amin. Da, Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, minunat e numele Tău. Amin. Și dorim ca acest nume să fie înălțat în părtășia noastră. Amin. Mulțumim că de la Tine se pogoară orice dar bun și desăvârșit. Mulțumim și pentru darurile acestea, Doamne, și Te rugăm frumos să le binecuvântezi. În mod deosebit, când stăm înaintea cuvântului Tău, Doamne, Te rugăm încă o dată, dă-ne o inimă aleasă. Amin. O inimă bună, Doamne, în care să adunăm cuvântul Tău. Dar Te rugăm să ne dai și putere să trăim în voia Ta în fiecare zi. Prin Duhul Sfânt, Doamne, cercetează-ne pe fiecare în parte. Poate sunt suflete, Doamne, care trec prin greutăți, prin necazuri, dureri. Doamne, apropie-Te de El. Vrem, Doamne, ca fiecare dintre noi să plecăm înviorați și binecuvântați de cuvântul Tău. Pentru că la cine să ne ducem, Doamne? Ne răscumpărați și suntem copiii Tăi. Și vrem, Doamne, să moștenim împărăția împreună cu Tine. Te rugăm și pentru robul de care Te folosești, Doamne, să-L dai o mungere proaspătă. Cuvântul Tău să fie pe buzele Lui, Doamne. Și astfel, Doamne, lucrarea din seara aceasta să fie binecuvântată de Tine. În numele Domnului ne-am rugat și mulțumim că ne asculți. Amin. Amin.
Dragii mei, există mai multe motive pentru care doctrina despre om este deosebit de importantă. Ea este importantă datorită relației ei cu alte învățături, alte doctrine ale Sfintelor Scripturi. Doctrina despre om nu este doar una dintre doctrine, ci este o doctrină foarte legată de alte învățături ale Scripturii. Cum bine știm și așa cum credem și mărturisim, omul este coroana creațiunii lui Dumnezeu, cea mai înaltă dintre creaturile lui Dumnezeu. Astfel, studierea omului ne aduce o înțelegere deplină a felului în care lucrează Dumnezeu. Înțelepciunea lui, puterea lui este văzută în facerea omului. Ea, mai mult decât atât, ne aduce lumina asupra persoanei Domnului Iisus Hristos. Mântuitorul a venit în lumea noastră luând un chip uman și s-a făcut asemenea nouă și spune cuvântul lui Dumnezeu că ne-a cunoscut și ne cunoaște atunci când trecem prin slăbiciuni și prin necazuri, pentru că El mai întâi s-a făcut om. Da, studierea omului aduce și clarificări asupra nevoii de regenerare și de neprihănire. Cum am vorbit despre lucrarea lui Hristos dacă n-am ști că omul este vulnerabil în fața păcatului și noi toți odinioară eram morți în păcatele noastre, dar ne-a răscumpărat Hristos. Și mielul lui Dumnezeu, pentru care i-a mulțumit Domnului în seara aceasta, a venit în lumea noastră ca să ridice păcatul întregii omeniri. Slavă Domnului pentru aceasta! Doctrina despre om este importantă și datorită diverselor discipline intelectuale care dau o foarte mare atenție omului. În cadrul universităților și chiar la noi, la Timișoara, în centrul universitar al orașului nostru, iau ființă regulat noi catedre, noi facultăți, care se ocupă de unele sfere ale comportamentului uman. Și parcă pe măsură ce trec anii, mai auzi despre o secție la Universitatea de Vest care se deschide și are de-a face mult cu omul. Există un interes crescând față de problemele umane. Doamne, cât de mult în perioada aceasta de pandemie au discutat tinerii și au discutat adulții despre problemele de etică. Generate de pandemia aceasta. Nu? Poate din nebăgare de seamă și din lipsă de veghere, am fost prea pasionali în etica aceasta noastră și poate chiar ne-am rănit unii pe alții. Luați învățătura lui Pavel, fiecare să aibă încredințarea deplină din partea lui Dumnezeu să facă un lucru sau altul înaintea oamenilor. Ea este importantă și datorită crizei prezente în înțelegerea de sine a omului. Noi predicăm Biblia vineri seara, duminică dimineața și duminică după masa și rostim adevărurile lui Dumnezeu, inclusiv de om. Și încercăm să înțelegem omul așa cum Dumnezeu l-a proiectat. Dar mergeți nu departe, mergeți în Piața Traian, mergeți în Badea Cârțan. Aceeași înțelegere să aibă semenii noștri despre om ca noi, poate veți fi surprinși să auziți câte răspunsuri dintre cele mai ciudate ar da la problemele umane. Nu există numai un interes mare față de întrebarea ce este omul, ci și o mare confuzie în ce privește răspunsul la întrebarea aceasta.
Așadar, dragii mei, omul este apogeul creației lui Dumnezeu. Cel mai înalt, cel mai glorios, punctul suprem a întregii creații pe care Dumnezeu a făcut-o în lumea noastră. Și adevărul acesta nu e o pretenție fără suport, ci Scriptura accentuează poziția înaltă a omului. Atunci când spre sfârșitul relatării despre creație afirmă așa: apoi Dumnezeu a zis, până atunci nu se vorbește despre consiliul acesta divin. Trinitatea pentru întâiași dată este afirmată. Auziți ce spune? Să facem om după chipul nostru, pluralul, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Culmea creației lui Dumnezeu. În seara aceasta, dragii mei, încă un subiect despre om. L-am numit eu simplu: omul, coroana creației lui Dumnezeu. Coroana, punctul suprem a tot ceea ce Dumnezeu a făcut pe pământul acesta. După ce l-a făcut pe om, s-a oprit. Și nu doar că s-a oprit și s-a odihnit, dar spune cuvântul că atunci când a făcut o analiză a întregii creații, a ajuns să spună însuși Creatorul: iată că toate lucrurile erau foarte bune. Eu vreau să cred că toată creația Dumnezeu a analizat-o ca fiind deosebită, dar când s-a uitat la ceea ce a putut face când l-a creat pe om, cu adevărat a spus: totul este foarte frumos. Totul este foarte bun. Omul, coroana creației lui Dumnezeu. Dragii mei, unicitatea și superioritatea omului față de restul creației sunt exprimate în trei moduri. Simple le-aș numi eu și cred că le vom putea reține. Deci vorbim despre om ca o coroană a creațiunii lui Dumnezeu datorită a trei motive. Primul s-a menționat și vinerea trecută, tot într-o lecție despre om, este acela că omul este făcut după chipul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta nu este la voia întâmplării. Nu se spune despre nicio altă parte a creației că este făcută după chipul lui Dumnezeu. Dar totul poartă amprenta Creatorului. Dar de data aceasta, când se vorbește despre crearea omului, este ceva aparte. Dumnezeirea însăși vorbește și spune: vrem să facem om. Și nu oricum, ci după chipul și asemănarea noastră. Nu se spune despre lumea vegetală, nu se spune despre lumea animală, nu se spune despre faună, nu se spune despre floră, nu se spune despre aștri, nu se spune despre luminătorul mare, luminătorul mic. Nu se spune despre adâncimile pământului și despre înălțimile munților. Nu se spune despre nimic altceva, ceea ce se spune despre om. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Ce înseamnă că omul este făcut după chipul lui Dumnezeu? Câteva răspunsuri aici și tare mult m-aș bucura să le primim ca venite din partea lui Dumnezeu
pe baza Scripturii pentru sufletele noastre. Ce înseamnă că omul este făcut după chipul lui Dumnezeu? Putem spune că lucrul acesta înseamnă că omul posedă acele atribute ale personalității pe care și Dumnezeu le are. Atribute ale personalității pe care și Dumnezeu le are. Și fac precizarea dintr-un început. O, da, noi nu suntem Dumnezei. Unul singur este Dumnezeul cel adevărat, sus în cer și jos pe pământ. Dar în ceea ce privește personalitatea noastră, dragii mei, Dumnezeu a făcut transfer de chip și de asemănare de la El la noi. Și mai fac și precizarea aceasta. Cu siguranță de o dimensiune infinit mai mică este dimensiunea personalității noastre în comparație cu Dumnezeu. Intelectul Lui este de nepătruns. Sentimentele Lui sunt atât de adânci. Voința Lui este fără de margini. Eu, muritorul, nu mă pot compara cu ele. Dar Dumnezeu, ca dimensiuni, le-a pus și în viața mea. Animalele, plantele și materia fiind lipsite de aceste atribute. Desigur, pentru a avea personalitate, omul trebuie să aibă intelect, sentiment și voință. Uitați-vă cum stau lucrurile. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu toate acestea. Le are Dumnezeu și prin urmare le avem și noi. Personalitatea face legătura între Dumnezeu și om. E puntea care se realizează între noi și Dumnezeu prin personalitatea ce ne-a dat-o. Ne-a dat intelect. Ce este intelectul? Mintea, gândirea, rațiunea, capacitatea de gândire și de înțelegere a omului. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat putere de a gândi. E adevărat, gândirea noastră a fost pervertită de păcat. Și gândurile omului, capacitatea rațională a omului, adesea fiind sub spectrul păcatului, gândește numai la rău. Dar a venit înnoirea prin Domnul Iisus Hristos și spune cuvântul că de fapt pocăința înseamnă schimbarea minții. Și când omul este regenerat la nivelul capacității lui intelectuale, se întâmplă acea schimbare, acea naștere din nou pe care Dumnezeu o realizează. Și având capacitate rațională și având intelect, în seara aceasta ne-am adunat în numele Domnului și am cântat cântări inteligibile. Și am rostit rugăciunea de invocare inteligibilă și predicăm cuvântul lui Dumnezeu pe înțeles, în fraze, în propoziții pe care să le înțeleagă orice om. Și ne raportăm unii la alții cu înțelepciune, cu respect, cu demnitate, pentru că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, ne-a dat intelect. Animalele n-au capacitatea aceasta. Funcționează cu simțuri, prin impulsuri. Dar avem și sentiment. Sentimentul a percepe cu ajutorul simțurilor. Sentimentul este la originea unei cunoașteri imediate sau unei simple impresii. Sunt multe stări afective implicite. Frica, bucuria, compătimirea, dragoste. Te întâlnești cu un om pe stradă, nu l-ai mai văzut de o săptămână, două, trei, o lună. Spune că s-a despărțit de cineva drag și începe să plângă. Automat te sudezi cu el. De ce? Că ești om. Că Dumnezeu a transferat în cadrul personalității sentimente și pentru tine. Nu ești fier, nu ești piatră, te doare, simți, plângi, cuplezi. Bucuria și necazul omului.
Și asta vine de la Dumnezeu și este dată de Dumnezeu. Voința, capacitatea de a transforma intenția în acțiune, chiar dacă se întrevăd dificultăți în obținerea lucrului dorit. Și adesea în Scriptură vedem voință exprimată. Doamne, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Un lucru îmi doresc și îl cer fierbinte de la Domnul. Aș vrea să locuiesc în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Adesea este exprimată voința aceasta înaintea lui Dumnezeu, o voință sfințită prin puterea curățitoare a sângelui Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă că suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu? Ce înseamnă? Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu capacități ale personalității noastre. Sunt în asemănarea cu Creatorul nostru. Apoi, făcut după chipul lui Dumnezeu, care este un prim răspuns la ce înseamnă coroana creațiunii lui Dumnezeu. Suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu înseamnă și că avem moralitate. Moralitate. Când vorbim despre moralitate, aceasta include alte două elemente. Libertatea și responsabilitatea. Și ne le-a dat Dumnezeu. Uitați-vă că nu distruge Dumnezeu libertatea niciunui om. Scriptură, de foarte multe ori, auziți clar invitația Domnului Iisus Hristos, alegeți, alegeți. Ia gândiți-vă, dacă ar vrea Dumnezeu și dacă ar distruge Dumnezeu această libertate a noastră, nu ar aduce El toți oamenii la mântuire? Ar face din toți împărăția lui Dumnezeu. Dar El spune prin cuvânt, îți spune înainte, binele și răul, binecuvântarea și blestemul, alege, alege. Și libertatea este însoțită de responsabilitate. Libertatea pe care omul o are nu este una absolută. Adam și Eva nu au fost autonomi pe pământul acesta. Ei erau creaturi, iar responsabilitatea lor era să își recunoască acest statut prin ascultare de voia lui Dumnezeu. Vă dau toată grădina Edenului. Aveți totul la dispoziție. Bucurați-vă de ce aveți. Dar am datoria, avem datoria, spuneau parcă părinții noștri de la început, să ascultăm de Dumnezeul nostru. Și-a ascultat o vreme și bine a fost, până când ispititorul a venit și i-a amăgit și au călcat porunca lui Dumnezeu, nemai ascultând de Creatorul. Odată cu căderea în păcat, această libertate inițială a fost restrânsă. Spunea marele Augustin al epocii de mult trecute, care multe înțelegeri despre divinitate a avut. Capacitatea de a nu păcătui a devenit incapacitatea de a nu păcătui. Astăzi omul are inclinația aceasta vădită să păcătuiască, dar Dumnezeu a pus în noi această moralitate, această capacitate de a nu păcătui, o capacitate inițială pe care Dumnezeu a dat-o fiecărui om. Dar n-a fost atent la libertatea pe care a avut-o. A călcat în picioare porunca lui Dumnezeu. Făcut după chipul lui Dumnezeu înseamnă că avem și spiritualitate. A pus în noi chiar și gândul veșniciei. Ce înseamnă aceasta?
Omul există pentru comuniune cu Dumnezeu. Răcoarea dimineții venea Domnul să-și viziteze creaturile. Cred că era părtășia aceea, era comuniunea aceea edenică, deosebită, frumoasă, una specială. Și spunea cuvântul în Ioan, capitolul 4, versetul 24, că Dumnezeu este Duh. Comunicarea cu Dumnezeu trebuie să fie veșnică, așa cum Dumnezeul nostru este veșnic. A pus în noi gândul acesta al veșniciei, să ne conectăm la El și să gândim la lucrurile Lui și să-L căutăm și să-L cinstim. Deși avem trupuri fizice, așa cum plantele și animalele au, numai omul are Duh. Numai omul are Duh. Și asta e o capacitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Numai la final, numai la nivelul Duhului se realizează această părtășie deplină cu Dumnezeul nostru. Duhul nostru și Duhul lui Dumnezeu se conectează și în Duhul nostru noi ne închinăm lui Dumnezeu. Desigur, aducem și trupurile noastre, dar spunea Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2. Duhul lui Dumnezeu descoperă Duhului nostru anumite lucruri tainice pe care Dumnezeu le are. A fi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu avea, înseamnă avea și dimensiunea aceasta spirituală în noi înșine. Trec repede peste lucrurile acestea, dar cum știți, există o dispută permanentă între cei care cred că ființa omului are trei părți. Trup, suflet și duh. Unii cred asta, alții cred că are doar două părți, trup și suflet. Doar pentru înțelegerea noastră, nu e o chestiune majoră. Toții credem că omul este făcut dintr-o parte materială și o parte imaterială, partea fizică, supusă morții și care are nevoie de înviere, partea sufletească ce trăiește dincolo de mormânt. Am cântat, aici călător suntem, sus e țara. Ca o clarificare, adesea în Noul Testament, sufletul și duhul ca termeni sunt interschimbabili. Odată unde se vorbește de Duh, poate fi înțeles sufletul, unde se vorbește de suflet, poate fi înțeles Duhul. Rămâneți cu învățătura clară. Omul este făcut dintr-o parte materială care se pogoară în mormânt și o parte spirituală care merge la Dumnezeu. Omul este o unitate. Dumnezeu când l-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru noi, ca să ne răscumpere, l-a dat pentru omul nostru ca un întreg. Suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și în asta constă adevărata noastră vrednicie. Frați și surori, ceva practic. Dumnezeu ne iubește mai mult decât pe restul creației. În nicio parte a creației Dumnezeu n-a investit atât de mult cum a investit în om. În om a transferat chip din chipul său, imagine în imaginea sa. Mai mult, el are simțăminte față de oameni și se identifică cu ei în Hristos. Doar pentru oameni a murit. Doar pentru oameni mijlocește. Doar pe oameni îi așteaptă în împărăție. Doar pe oameni îi va răsplăti. Doar oamenii sunt în corul acela ceresc care îi cântă lui Dumnezeu. Omul, ca o imagine a lui Dumnezeu, ca un chip al lui Dumnezeu pe pământ. De ce spunem despre om că este coroana creațiunii lui Dumnezeu? Da, deja primul răspuns. Pentru că este făcut după chipul lui Dumnezeu.
Dumnezeu. E superior. E cel mai înalt punct al creației lui Dumnezeu. Doilea lucru. Este o coroană a creațiunii lui Dumnezeu și pentru faptul că este responsabil moral înaintea lui Dumnezeu. Fiecare om este un agent moral responsabil în universul lui Dumnezeu. Și responsabilitatea morală este presupusă de atributele ființei noastre. Datorită lor putem fi responsabili. Pentru că avem personalitate, Dumnezeu ne-a dat și responsabilitate. Și citim în Genesa, capitolul 1, versetul 26, așa. El, omul, să stăpânească peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoarele care se mișcă pe pământ. Stăpânirea de orice fel, dar în special cea de o asemenea învergură, presupune evident capacitatea de a acționa în mod responsabil. Ca să stăpânești peste creația lui Dumnezeu implică responsabilitate. Și responsabilitatea aceasta Dumnezeu a dat-o fiecărui om. Vedeți ce vremuri tulburi trăim, dragii mei, și le consemnăm cu toții, ne dăm seama de ele cu toții. Astăzi, ca un apogeu al vremurilor pe care le trăim în ultima perioadă de timp, în societatea noastră există o puternică tendință de a nega responsabilitatea umană. Și omul nu mai vrea parcă să fie responsabil de nimic. Nu mai vrea să se simtă răspunzător înaintea lui Dumnezeu de nimic. Și, așa cum spun teologii, pe baza unui fel de determinist, se scuză. Se scuză înaintea lui Dumnezeu și se scuză unii pe alții. Și determinismul acesta ia două forme și am auzit asta la multe justificări ale păcatelor care sunt pe pământ. E un determinism mecanic și fizic și spun oamenii în felul următor. Dacă așa a fost creat, dacă așa a fost creat, dacă așa a fost el conceput, chiar și despre homosexualitatea care astăzi este pe pământ, sunt unii care justifică, nu cumva Dumnezeu așa i-a creat? Cum să-ți scuzi păcatul printr-o eroare pe care o pretinzi, fără ca Dumnezeu să gândească vreodată așa ceva? Spune clar și lămurit Dumnezeu că familia este formată dintr-un bărbat și o femeie și nu inventarea de scuze omenești prin care pui pe seama unor defecte fizice pe care Dumnezeu va să zică ți le-a indus anumite orori ale tale. Și apoi omul se scuză și în următorul fel. Suntem produsul mediului în care trăim. A istoriei. A păcătuit, face rău. Așa-i familia. S-a născut în familia cu tare, în mediul cu tare. Ce să-i faci? De fapt, noi dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru tot ce am făcut, fie bine, fie rău. Concepția Bibliei este atât de diferită. Noi suntem ființe căzute în păcat. Dar chiar și în această stare suntem responsabili de faptele noastre. Atâtea locuri din Scriptură este menționat clar faptul că vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu despre binele sau răul pe care l-am făcut. Există aici patru aspecte în care trebuie să se manifeste responsabilitatea noastră. Noi trebuie să manifestăm responsabilitate față de Dumnezeu. Suntem coroana creațiunii lui Dumnezeu. Dumnezeu a investit responsabilitate morală
pentru fiecare dintre noi. Domnul ne-a creat și El i-a dat omului stăpânire peste ordinea creată. Și în consecință, omul este responsabil față de Dumnezeu pentru ceea ce face cu ea. Geneza 3, când omul a păcătuit, spune cuvântul, Dumnezeu a venit și i-a cerut socoteală. Dați-mi voie să citesc de aici câteva versete. Dar Domnul a chemat pe om și i-a zis, unde ești? Unde ești? Versetul 11, Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Versetul 13, și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? De-a lungul miilor de ani, cum știți și dumneavoastră, mulți oameni s-au obișnuit cu gândul că nu sunt responsabili față de nimeni. Responsabili față de nimeni și față de nimic. În ultima carte a Scripturii, citim în cartea Apocalipsa, la capitolul 20, versetul 12, despre cum vor sta lucrurile în ziua aceea mare, când Dumnezeu va aduce la judecată pe orice om și va trage la răspundere faptele făcute, fie bine, fie rău, din partea fiecărui om. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții, și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Da, noi purtăm responsabilitatea aceasta înaintea lui Dumnezeu de modul cum trăim pe pământul acesta. Dar suntem responsabili, dragii mei, și față de ceilalți oameni. Pentru că oamenii au valoare înaintea lui Dumnezeu și semenul meu are valoare ca și mine înaintea lui Dumnezeu. Și fratele meu are valoare ca și mine înaintea lui Dumnezeu. Eu sunt responsabil și față de semenul meu. Iacov spunea, aceeași limbă cu care binecuvântăm, nu putem și să blestemăm. Să-L defăimăm pe Dumnezeu și să-I defăimăm pe frați, pe semeni. Știți că în vechime erau foarte multe porunci prin care Dumnezeu proteja valoarea vieții. Valoarea vieții. Omul n-are voie să batjocorească valoarea altui om. Noi suntem responsabili și față de universul pe care Dumnezeu l-a creat. Modul cum ne comportăm față de natură e că avem grijă de ea, fie că o distrugem. Nu este indiferent lui Dumnezeu. El ne-a îngăduit și ne-a lăsat să ne bucurăm de tot ceea ce vedem, tot ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Însă Pavel constată că datorită păcatului, omul a atentat la frumoasa creație a lui Dumnezeu. Spune despre faptul că creația suspină. Uite, astăzi sunt distruse tot felul de lucruri. Așa, într-o nebunie a minții, și prin parcuri, și prin locuri publice, auziți ce spune cuvântul? Firea a fost supusă de șertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Noi suntem responsabili și față de noi înșine. Observați ce spune psalmistul. L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu, l-ai încununat cu slavă și cu cinste. Poziționați între ființa supremă și ființele inferioare, între Dumnezeu și animale. Și când vrei să rupi legile lui Dumnezeu, nu te duci în jos, ci în sus, ci te duci în jos, spre lumea animală, te depersonalizezi. Când vrei să rupi relația ta cu Dumnezeu și să nu mai rămâi acolo unde te-a făcut Domnul. De ce spune Scriptura?
La sfârșit, Dumnezeu l-a făcut pe om. Și toate lucrurile au fost foarte bune. A fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Este responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru tot ce a primit. Și mai e un răspuns aici. E declarat, dragii mei, apogeul creației lui Dumnezeu. Cum spuneam, la finalul actului creativ, Dumnezeu a tras o concluzie, a făcut o declarație. E tot ceea ce putea să facă Dumnezeu mai bine. Un autor a spus așa, este ca și când Dumnezeu ar fi pus aici semne de exclamare pentru a arăta că este ceva special în crearea omului. Dragii mei, în toată istoria mântuirii noastre, uitați-vă în Scriptură, pe om îl analizează, îl responsabilizează și îl cinstește Dumnezeu din toate punctele de vedere. De ce? El a fost declarat apogeul creației sale. În seara aceasta, înțelegem cu toții că închinarea noastră va rămâne în exclusivitate lui Dumnezeu, pentru că El este Creatorul. Dar, dragii mei, uitați-vă cu preț la propria dumneavoastră viață. Uitați-vă cu cinste la propria dumneavoastră viață. În Noul Testament, atâtea versete spun că, de fapt, noi suntem locul de adăpost al Dumnezeirii, templul Duhului Sfânt, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cinstiți-vă viața și existența datorită faptului că Dumnezeu a făcut transfer de asemănare pentru viața noastră. Cinstea aceasta înaltă dată de Dumnezeu nouă se vede și pentru faptul că ne-a delegat cu responsabilitate. Acum pe pământ nu îl faci responsabil pe un neputincios. Îl faci responsabil de lucruri mari pe cineva care poate, care are capacități. Dumnezeu s-a uitat la om și a spus, omul devine responsabil pentru toată creația mea. El îl investesc cu responsabilitate morală și de la el voi cere socoteală. Și să nu uităm faptul că a fost declarat omul ca o culme a creațiunii lui Dumnezeu. Să-L binecuvântăm pe Domnul în trupul și în sufletul nostru și așa să-L slăvim pe Dumnezeu care ne-a făcut după chipul și asemănarea sa. Amin. Împreună cu doi frați și două surori de la cor am vrea să venim în rugăciune înaintea Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că și în seara aceasta ne-am putut aduna în locul acesta numele Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim că în numele Lui am avut părtășie, îți mulțumim că în numele Lui am lăudat numele Tău. Fii slăvit pentru tot ce ne-ai dat și în seara aceasta în locul acesta. Amin. Îți mulțumim, o Doamne, că ce ți-a aparține prin creație, dar mai mult îți mulțumim că suntem rodul jertfei Domnului Iisus Hristos. Ajută-ne, o Doamne, întotdeauna să recunoaștem domnia Ta și supremația Ta. Îți mulțumim, o Doamne, căci numai Tu ești Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ. Ajută-ne să ne ancorăm viața noastră în promisiunile Tale. Amin. Te rugăm, o Doamne, să fii Domnul nostru, Domnul celor dragi ai noștri, Amin. Domnul rudenilor noastre, Doamne, și Domnul omenirii. Ajută-ne, o Doamne, numai Ție să-ți aducem închinare în orice împrejurare. Da. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi și fii slăvit în veci. Amin. Amin. Doamne, am stat și în seara aceasta în fața Ta și în fața cuvântului Tău. Și îți mulțumim, Doamne, că ne-ai vorbit încă o dată. Ne-ai creat după chipul și asemănarea Ta.
dar omul ți-a întors spatele și totuși l-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos să ridice păcatul lumii. Slavă. Mulțumim, Doamne Iisuse, că ai venit spre noi și îți mulțumim că ne-ai răscumpărat din felul nostru deșert de viețuire. Doamne, ca și copii ai Tăi, ca și răscumpărați ai Tăi, ajută-ne să nu uităm niciodată acest adevăr, amin, această mare realitate și să umblăm, Doamne, cu grijă în lumea aceasta în care ne-ai așezat, atât noi, cât și cei dragi ai noștri, familiile noastre și biserica Ta. Fii slăvit și fii binecuvântat în veci de veci. Amin. Amin. Doamne, mulțumim că ne-ai creat după chipul Tău și vrei ca să îți dăm slavă, de aceea Te rugăm ca să ne dai înțelepciune, curăție și putere să-ți facem voia Ta în toate. Amin. Amin. Mă închin înaintea Sfințeniei Tale, Dumnezeule mare, sfânt și veșnic, și îți mulțumim frumos pentru această seară, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru dragostea cu care ne porți, îți mulțumim că ne asemănăm cu Tine, ne-ai dat voie să ne asemănăm cu Tine. Sfințește-ne și curățește-ne să fim mereu pe placul Tău și să ne găsim plăcere în legile Tale și Tu să-ți găsești plăcere în noi. Amin. Amin. Și harul bogat al Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Părintelui nostru Ceresc și părtășia Sfântului Duh, să fie și să rămână cu noi cu toți de acum și până în vecii vecilor. Amin.